V-am regăsit, vorbim despre Ajut Eu, un fenomen care sper să cuprindă România. Deja sunt semne foarte bune, sunteți foarte mulți generoși și vă invit în continuare să intrați pe platforma Ajut Eu și să vă alegeți unul dintre cazurile propuse, acela în care credeți că puteți să schimbați ceva. Astăzi o să vă invit pe toți să o cunoașteți pe Maria, o fetiță de 12 ani din București, pentru care medicii au dat acest diagnostic crunt de sindrom Down, dar care în viață are parte de foarte multă iubire și în același timp se liniștește. Este ceva pe lumea asta care o liniștește în momentele în care boala îi creează greutăți. Și dacă este să spunem numele a ceea ce o liniștește, este Gașca Zurli, visul oricărui copil în ziua de astăzi. Haideți să o întâlnim pe Maria. Fericirea chiar stă în lucruri mărunte. Un cântec, o gașcă veselă, o zi cu soare în care Maria își face un prieten nou, iar prietenul se lasă și el molipsit de bucuria și veselia fetiței. Asta e cu căsuța cea mică. O știi? Ia, hai să vedem. Am o căsuță mică, așa, 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 și fumul se ridică, așa, așa, așa. Momentul acesta când râde, când e fericită, anulează ca prin minune tot ce i s-a întâmplat rău până acum. Maria e un copil special și binecuvântat. Zâne bune și poznașe i-au pregătit acum 13 ani un destin diferit al altor copii. Maria s-a născut cu sindrom Down. Primit acasă soțul și cu fata. Ne așteptau curioși să vadă ce are, ce bachetel aducem noi acolo. Și când am desfăcut așa plăpumeara, tot desfăceam multe, că era foarte frig. A apărut o ghemotoc mic de copilaș acolo și când a început să se întinde așa cum se întinde când se mititei așa, parcă am uitat de toate. Așa a intrat Maria în viața familiei Florea, familia ei de împrumut. Mama fetiței a murit la naștere, iar tatăl, doborât de durere și de griji cu încă un copil de crescut acasă, a decis că Maria va fi mult mai bine alături de sora lui de la București. Premium să intru în concediu, să pot veni la București în 21, cred că plec seara, pe 22 ajung dimineața, unde sunt mai multe zile în concediu. Păi te așteptăm. Vine Maria, vinde Moș Crăciun la tine. Uitat la tine. Da! De câteva ori pe an, tatăl face drumul de la Reșița la București ca să vadă cât de mare, frumoasă și fericită crește Maria. Copilul special, care, deși are nevoie de o îngrijire specială, a schimbat viața familiei în care a intrat neașteptat și a transformat-o pe Maria Florea din mătușă în mamă. Fetița așa îi spune. Ne-a deschis așa pe mine și pe soțul. Chiar ne-a umplut așa, mai bine zis, bătrânețe. Bătrânețe ne-a umplut-o într-un fel așa, că aveam activitate non-stop. De dimineață până seara. Cu ea nu te plictisești. Chiar nu ai când să te plictisești cu ea. E veselă, e cooperantă. Dimineața e la școală, după amiaza la cursuri speciale, iar seara își ajută mama la treburi prin casă. Este bine, cum nu mă înțelegi așa. Când se retrage în lumea ei de poveste, își cheamă cei mai buni prieteni și visează la ziua în care îi va întâlni cu adevărat. Fetița Zurli, bineînțeles, toată lumea știe pe Fetița Zurli și... Zâna cea bună! Bravo! Alături, un ochi al mamei plânge. Știe că Maria se pregătește pentru o operație complicată. O mai avem de trecut așa, încă un hop, dar o să fie și asta cu speranță că o să fie bine, ca să poată să meargă și ea mai bine. Care hop? Păi trebuie să-i facem operație de luxație de șold drept, pentru că iese piciorul din articulație. Legenda spune că orice copil care cântă în gând sau cu voce tare melodiile preferate din spectacolele Gașca Zurli nu doar că are șanse mari să-și întâlnească măcar o dată personajele preferate, dar orice durere va trece ca prin minune. Maria știe probabil acest lucru și exersează așteptând următoarele zile fericite din viața ei. Dacă vezi să se trăiește, unul altuia îi zâmbește, dacă vezi să se trăiește, bate așa. Maria este un copil iubire, un copil zâmbet, a râs de când am intrat în acest platou, o fascinează
luminile, culorile, faptul că este într-un platou de televiziune. Mătușa este cea care are grijă de ea întotdeauna. Da. Dragoste. Dragoste. Îi citiți povești, știu. Care-i povestea ei preferată? Povești cu zâră. Lebedele. E ești emoționată, știu că da. Ești emoționată. Îmi place foarte mult să asculte muzică. Înțelege, înțelege și ea. Ma. De asta am spus că este copil iubire. Râde, da. Ne îmbrățișează, ne-am îmbrățișat mai devreme, da. Și îmi făceai semn să o îmbrățișez și pe mătușa, să nu îmbrățișez doar pe Maria. Da. Ziua ei este în ianuarie, nu? Pe 13 ianuarie. Ia să vedem, recunoaște melodia asta? Îi place melodia asta. Și vorbim pe șes, să nu strică momentul magic. Mirela, îți mulțumesc din suflet. Cu mare drag, Gașca Zurli o să meargă anul viitor de ziua Mariei acasă la ea și o să facem o super petrecere. Pentru noi sunt niște copii speciali, avem grijă de ei în eveniment atunci când îi întâlnim. Și știm cât de important e pentru ei. Sunteți să minunați. Mulțumim din toată inima. M-a apucat plânsul când ați intrat de emoția ei și de emoția pe care o emanați, emoție pozitivă. La anul, așadar, în ianuarie, sigur, Mirela, întoarcem împreună din vacanță și primul eveniment al Găștii Zurli va fi petrecerea de ziua Mariei. Sunteți senzațional, Gașca Zurli. Mătușa, hai aici lângă mine, că Maria nu mai pleacă de lângă nu mai pleacă de lângă fetița Zurli. Cum e? E emoționant, v-a ieșit surpriza. I-am adus o păpușă nouă, că am văzut că cealaltă a fost tata. A scris tata și mama, ca da? Să vină tata. Da, faci un cârnat de tâi și un cârnat de ea, că a scris tata să vină de la reșită. Doamne ajută, vă mulțumesc mult de tot. Gașca Zurli a făcut surpriză Mariei. Urmează observatorul. Noi rămânem aici să continuăm magia. Ajut eu.